Poate să ia titlul The Next Big Vlogger. Așadar, doamnelor și domnilor, România i-a dat subscribe în rolul The Next Big Vlogger lui! Dă-mi să văd și eu. Baczynski! Ana Baczynski, nostra câștigătoare, Next Big Vlogger! Team Mikey Hunt! Vă rugăm să veniți alături de noi, pe scenă, amândoi, Dana, Mikey! Team Mikey Hunt, Dana Baczynski! Mikey și Dana, haideți pe scenă! Vlogger, felicitări și în primul rând tu ce ai de zis. Hai să auzim câteva cuvinte de la tine. Dacă mai poți. Dacă mai poți! Ia încearcă acum. Vă spun eu, dragilor, eu în general nu am emoții când sunt pe scenă și sincer să vă spun, înainte de final, înainte de anunț, vorbeam cu Dana și am spus: Dana, ești pregătită, ești detașată, nu ne atașăm de lucruri. Dacă nu câștigăm, nu e un capăt de lume, e perfect normal. Chiar mă așteptam. Adevăr, mă așteptam. Asta voiam să zic, că nu mă așteptam. Mikey, să știi că ai primit și tu un trofeu. Eu spun să iei trofeul și să o lăsăm și pe Dana puțin să spună ce simte, ok? Dana, hai că acum ți-ai recăpătat un pic suflu. Cum da. Te simți? E extraordinar. sunt foarte surprinsă, nu mă așteptam. Mai ales pe ultima 100 de metri, chiar nu mă așteptam. Băi, vă mulțumesc frumos, adică serios. Coca-Cola, ați făcut un lucru extraordinar. Noi suntem vloggeri și noi știm cât de greu este să fii vlogger și știm câte provocări întâmpinăm. Și faptul că ați făcut concursul ăsta acum nu face decât să ne valideze pe noi, vloggerii, ca entertaineri și ca mentori și ca idoli pentru tinerii din România. Asta ne va responsabiliza și asta ne va ajuta, bineînțeles, să evoluăm. Atât noi, cât și toată comunitatea online din România. Deci Coca-Cola, ăsta, de fapt, e al vostru. Vă mulțumim enorm. Sunteți geniali și de asta sunteți un brand atât de iubit.